În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iată până unde a ajuns dragostea ta nemărginită, preiubitul meu Iisus. Tu mi-ai pregătit un ospăț dumnezeiesc din trupul și sângele tău prea scump, spre a te dărui cu totul mie. Ce te-a determinat la o faptă de dragoste așa de mare? Fără îndoială că nimic altceva decât inima ta preiubitoare, inimă vrednică de închinarea lui Dumnezeu, focarpia fierbinte al iubirii dumnezeiești, primește sufletul meu rana ta preasfântă, ca în această școală a dragostei dumnezeiești, să învăț a-L iubi din nou pe Dumnezeu, care mi-a dat dovezi așa de minunată despre iubirea sa. Amin. Laudă și mărire să fie în orice moment preasfântului și dumnezeiescului sacrament. Sfinte Părinte, care ne-ai dat pe Fiul Tău Iisus, întărește-ne în ascultarea Cuvântului. Cu toții, luminează-ne pașii, Doamne, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, care, datorită jertfei Tale de pe cruce, ne-ai mântuit de păcatele noastre, ajută-ne să înțelegem mesajul Tău de iubire. Luminează-ne pașii, Doamne, Duhul Sfânt, dătător de viață, Tu care ești mângâietorul nostru, dă-le darurile Tale sfinte celor care se încred în Tine. Luminează-ne pașii, Doamne! Suntem pe cale să trăim și noi rusaliile Domnului.
Tatăl împlinește misterul pascal prin darul Duhului Sfânt. El umple timpul, adică istoria, locurile și intră în ucenici, creând lucruri noi și garantând permanent prezența revelatoare și ocrotitoare a lui Hristos, mijlocitorul și a lui Dumnezeu, orientând viața noastră prin semnul iubirii și al speranței. Citire din Faptele Apostolilor. Când a sosit ziua Rusalilor, toți erau împreună în același loc și, dintr-o dată, s-a iscat din cer un vuiet ca la venirea unei vijelii puternice și a umplut întreaga casă în care stăteau. Atunci le-au apărut niște limbi ca de foc, împărțindu-se și așezându-se asupra fiecăruia dintre ei. Toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum Duhul le dădea să vorbească. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu. Rusalile sunt amintirea darului Duhului Sfânt. Coborârea Duhului Sfânt a fost vizibilă, văzută și percepută de toți. Însă, rusalile nu implică doar coborârea Sfântului Duh, ci și primirea Lui în partea ucenicilor și transformarea lor interioare. Duhul Sfânt este Cel care îi animă de interior. El este Cel care lucrează și în biserică și în inimile noastre. Este Cel care ne călăuzește, ne dă viață. Este Cel care ne întărește. Duhul este Cel care se face prezent pentru a da curaj, speranță, a face să se deschidă ușile pentru a vesti lucrările minunate ale Domnului. Să-L invocăm pe Duhul Sfânt, Duhul Sfânt să coboare. Coboare și asupra noastră, pentru că mișcați de forță și căldura iubirii sale, să ne lăsăm transformați de El, care este Duhul iubirii, al mânghierii și al comunienii. Thank you.
Să continuăm să medităm, să reflectăm și să ne rugăm ajutați de cuvintele Papei Francisc din Gaudete et Exultate. Să spunem împreună, Duhule Sfânt, coboară peste noi! Duhule Sfânt, coboară peste noi! Să recunoaștem fragilitatea noastră, dar să lăsăm ca Iisus să o ia în mâinile sale și să ne trimită în misiune. Suntem fragili, dar purtători unui comor care ne face mari și care poate să-i facă mai buni și fericiți pe cei care o primesc. Duhule Sfânt, coboară peste noi! Avem nevoie de impulsul Duhului pentru a nu fi paralizați de frică, pentru a nu ne obișnui să mergem numai în cadrul granițelor singure. Când apostolii au simțit ispita de a se lăsa paralizați de temeri și de pericole, au început să se roage. Și răspunsul a fost că, pe când se rugau, s-a cutremurat locul în care erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Duhule Sfânt, coboară peste noi! Dumnezeu ne surprinde mereu, lui Dumnezeu nu este frică. Merge mereu dincolo de planurile noastre și nu se teme de periferi. El însuși s-a făcut periferie. Pentru acesta, dacă vom îndrăzni să mergem în periferie, acolo îl vom găsi. El va fi deja acolo. Iisus ne precedă în inima acelui frate. În trupul său rănit, în viața sa oprimată, în sufletul său întunecat, El este deja acolo. Duhule Sfânt, coboară peste noi! Dar să lăsăm ca Domnul să vină ca să ne trezească, să zdruncine ațipeala noastră, să ne elibereze de indiferență, să sfidăm obișnuința, să deschidem bine ochii și urechile și mai ales inima pentru a ne lăsa mișcați de ceea ce se întâmplă în jurul nostru și de strigătul cuvântului viu și eficace al celui înviat. Duhule Sfânt, coboară peste noi! Să-i cerem Domnului harul de a nu ezita când Duhul cere de la noi să facem un pas înainte. Să cerem curajul apostolic de a comunica altora Evanghelia și de a renunța să facem din viața noastră un muzeu de amintiri. În orice situație, să lăsăm ca Duhul Sfânt să ne facă să contemplăm istoria în perspectiva lui Iisus înviat. În acest mod, biserica, în loc să obosească, va putea să meargă înainte primind surprizele Domnului. Duhule Sfânt, coboară peste noi! Thank you.
Domnul să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu îl voi ruga pe Tatăl, iar El vă va da un alt mângâietor ca să fie cu voi pentru totdeauna. Iisus a răspuns și i-a zis, dacă cineva mă iubește, va păzi cuvântul meu. Tatăl meu îl va iubi și vom veni la el și ne vom face locuință la el. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Iar cuvântul pe care l-ascultați nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. V-am spus acestea că timp mai rămân cu voi, dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate și vă va aminti toate câte vi le-am spus eu. Cuvântul Domnului, laudă ție, Hristoase! Duhul Sfânt este promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o oamenilor. Încă o dată, Dumnezeu Tatăl, ca în Vechiul Testament, a dat oamenilor un dar. El ni l-a dat pe Fiul Său, Iisus, care, murind pe cruce, a ispășit păcatele întregii omeniri. După moartea Sa, a înviat și înainte de a se așeza la dreapta Tatălui, le-a amintit ucenicilor să nu se teamă de nimic, pentru că după înălțare îl va trimite pe Duhul Sfânt Mângâietorul, dulcele oaspete al sufletului, adevărata noastră putere. Biblia prezintă multe simboluri ale Duhului Sfânt. Ea folosește diferitele simboluri pentru a-L descrie pe Duhul Sfânt și acțiunea Sa în lume.
Sfântul, Duhul Sfânt, Duhul iubirii nu se vede. Știm că este Dumnezeu și că locuiește în noi. Ne este dăruit, dar nu știm de unde vine și unde merge. Dacă ne lăsăm conduși de El, El ne face să ne simțim mai aproape de Hristos. Duhul Sfânt, asemenea vântului, ne împinge, ne îndrumă să facem binele. Este simbolul energiei cu care Duhul acționează în noi și ne transformă, dar și a forței cu care suntem chemați să credem și să-L vestim pe Iisus ca Domn al nostru. Duhul Sfânt ne încălzește inima și arde sentimentele negative. Prin urmare, este și un simbol al purificării. Apa este semnul sacramentului botezului. Din apa botezului suntem chemați la o viață nouă în Hristos. Însuși Iisus ne spune că apa de la sine nu este suficientă pentru a ne curăți. Avem nevoie de Duhul Sfânt. Tocmai prin moartea și învierea sa, Iisus ne-l dă Duhul Sfânt pe care îl primim în sacramente. Uleiul devine un simbol al Duhului care să ne vindece și să ne dea puterea de a depăși orice durere, mai ales cea pe care o simțim în noi când suntem departe de Domnul. Uleiul devine un simbol al Duhului pentru a ne spune că am fost aleși de Domnul să fim copiii Lui prin Iisus și că aparținem familiei sale, Biserica. Uleiul este și un simbol de viață și forță pentru a ne aminti că viața creștină este și o luptă între bine și rău, între ispită și virtute și depinde de noi să reușim să facem întotdeauna alegeri bune cu ajutorul Duhului Sfânt. Yeah.
porumbelul, după botezul lui Iisus, Duhul Sfânt coboară asupra Lui sub forma unui porumbel. Biblia folosește acest simbol pentru a ne spune că Duhul Sfânt este iubire. Porumbelul ne amintește și de sfârșitul potopului, anunțat de un porumbel care s-a întors la Noe pe corabie. Potopul a fost un simbol al păcatului, astfel botezul șterge păcatul pentru a ne face să trăim ca adevărați copii ai lui Dumnezeu. Prin impunerea mâinilor, Iisus a binecuvântat, a vindecat și i-a scos pe diavoli. Cu același gest, apostolii transmit darul Duhului Sfânt. O mână cu degetul arătător îndreptat este un simbol al Duhului Sfânt, deoarece ne amintește de acțiunea Duhului Sfânt în lume. Duhul Sfânt ne îndrumă spre acțiunea corectă. Sigiliu, pecetea. Sigiliul, pecetea Duhului, ne arată că suntem semnul lui Hristos, aparținem Lui în totalitate și pentru totdeauna. Iisus le-a spus mulțimilor: lucrați nu pentru hrana pieritoare, ci pentru hrana care să rămână spre viața veșnică, pe care vă va da Fiul omului. Căci pe el l-a însemnat Dumnezeu Tatăl cu sigiliul său. La Rusalii se naște biserica, adică noi, comunitatea de credință a credincioșilor condusă de Duhul. În Duhul, Hristos și Tatăl sunt mereu prezenți pentru a pune în practică iubirea și slujirea în adevăr. Să fim umpluți de darurile Duhului Sfânt, pentru a deveni martori credibili ai mântuirii aduse de Hristos cel înviat.
Primul dar, înțelepciunea. Darul înțelepciunii este folosit pentru a înțelege cum funcționează viața și pentru a ordona lucrurile după o clasificare corectă, rezervând primul loc lui Dumnezeu. De aceea, omul cu adevărat înțelept este cel care îl cunoaște și îl ascultă pe Dumnezeu cu inima. El se lasă călăuzit de Dumnezeu ca o barcă ce își desfășoară pânzele pentru a se lăsa dusă de vânt. Împreună, vino, Duh de înțelepciune, învață-ne să măsurăm fiecare gest cu criteriul iubirii lui Dumnezeu, cu bunătatea și tandrețea sa părintească. Amin. Înțelegerea este darul Duhului Sfânt, care dezvăluie minții noastre voința lui Dumnezeu. Este ca o luptă care ne permite să surprindem detalii, altfel, invizibile pentru ochiul uman. A ști să citim în interior, prin acest dar ajungem să descoperim și să ne bucurăm de sensul profund al lucrurilor. Vino, Duh al înțelegerii, ca să ne conduci la plinătatea adevărului. Tu, Stăpâne interior, care ne călăuzești spre întregul adevăr și ne ajut să înțelegem planul iubirii lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Învață-ne să vedem făpturile ca trepte pentru a urca la Tatăl, să vedem creația ca pe o lucrare care cântă slava lui Dumnezeu, să cântăm lui Hristos, inima lumii. Amin. Darul sfatului este lumina și ghidul spiritual care ne călăuzește pe calea vieții, ne indică alegerile potrivite pentru binele nostru și al tuturor. Ne ajută să avem mereu în minte ce vrea Dumnezeu de la noi. Ne indică direcția corectă și deciziile de luat. Este darul care nu ne permite să rămânem mereu în același punct.
ne îndeamnă să dăm mai mult, să facem mai bine. Vino, Duhul Sfatului, care ne faci să devenim jertfă vie în Hristos, spre lauda și slava Tatălui. Tu, cel mai dulce mângâietor, dă-ne discernământ și înțelepciune în decizii, ajută-ne să adevărăm la chemarea lui Hristos, să dirijăm acțiunile după planul Tatălui și să trăim alegerea și urmarea lui Hristos, Domnul nostru. Amin. Puterea este un dar divin care ne întărește în credință, ne întărește să ne împotrivim răului, ne dă curajul să-L mărturisim în cuvânt și faptă pe Hristos răstignit și înviat. Puterea este atitudinea celui care este statornic în a-L urma pe Domnul. Omul puternic nu cedează răului. Este coerent, alege calea cea bună, o urmează până la capăt și îi ajută pe alții să facă la fel. Vino, Duhul Puterii, care ne faci să devenim un singur trup și un singur Duh în Hristos. Tu, tăria celor slabi și puterea iubirii, dă-ne harul să dăm mărturie despre Hristos, mereu și pretutindeni, să slujim fraților și surorilor noștri în suferință și la nevoie să rezistăm egoismului și instinctelor deșarte. Amin. Cu darul științei, Duhul ne introduce în cunoașterea tainelor împărăției lui Dumnezeu. Duhul învață cuvintele lui Iisus, le scrie în inimile credincioșilor, le amintește celor distrași, educă creștinul să trăiască în mod autentic viața în lume. Vino, Duhul științei, ajută-ne să-L cunoaștem pe Tatăl, și inspire-ne cuvintele și faptele
prin care să-L facem cunoscut oamenilor de astăzi pe Hristos, printr-o coerentă trăire a vieții noastre de credință. Amin. Evlavia este orientarea inimii și a întregii vieți spre a-L adora pe Dumnezeu. Evlavia este darul gingășiei lui Dumnezeu, prin care ne îndrăgostim de El. Trăiește în El, bucură-te de El. În Biblie, evlavia este calitatea celor care îl iubesc pe Dumnezeu cu tandrețe și se simt în siguranță asemenea copiilor, în brațele Tatălui lor, când sunt în pericol, amintindu-și gesturile mici și mari de dragoste pe care le-au primit, și încearcă să le dea înapoi, făcând bine celorlalți. Vino, Duhul Evlaviei, care ne-ai readus la demnitate de fii ai Tatălui și ne-ai făcut templul Tău pe pământ, oaspetele sufletului, sălășluiește în inima noastră și înflăcărează-ne cu dragoste filială, tandrețe și afecțiune, ca să învățăm să-L iubim pe Tatăl mai presus de toate și să devenim un singur trup în Hristos. Amin. Frica sfântă sau frica de Dumnezeu este conștientizarea celui care se simte iubit de Domnul și nu poate trăi departe de El. A trăi în frica sfântă înseamnă a recunoaște că El este totul și noi suntem creaturile Lui. Înseamnă să credem că de la El primim totul și Lui îi datorăm totul. Vino, Duh al fricii de Dumnezeu! Fă-ne conștienți de iubirea părintească a lui Dumnezeu și mereu atenți să primim în călătoria noastră semnele și oamenii alături de care Dumnezeu ne descoperă voința sa. Amin.
Vino, Duhule Sfânt, să ne trezești credința. Îndepărtează-ne de fricile, suspiciunile și prejudecățile pe care ne paralizează existența și inspiră-ne un nou curaj pentru a te urma. Vino, Duhule Sfânt, luminează-ne inteligența. Dă-ne o inimă simplă, astfel încât să putem adera la adevăr și să înțelegem realitatea profundă a lucrurilor și evenimentelor. Nu permite să cădem pradă nedumeririi. Luminează existența noastră cu lumina și puterea cuvântului care este din gura lui Dumnezeu. Vino, Duhule Sfânt, aprinde noi focul dorinței. Să nu greșim niciodată calea care duce la Dumnezeul cel viu. Nouă, care trăim în incertitudine, dă-ne lumină pentru a putea alege bine în fața diferitelor alternative pe care ni le oferă viața. Vino, Duhule Sfânt, reînvie nădejdea noastră. Ajută-ne să depășim orice eșec, orice persecuție și fiecare înfrângere. Fă-ne o comunitate care trăiește sub privirea lui Dumnezeu și evită orice logică a puterii și a succesului. Vino, Duhule Sfânt, dă-ne putere și perseverență. Însoțește-ne în a urma cu fidelitate căile trasate de Iisus și a fi perseverenți în trăirea credinței. Duhule Sfânt, Iisus! Vino, Duhule Sfânt, transformă-ne într-o comunitate vie și activă în caritate. Deschide inima fiecăruia dintre noi către gesturi de reconciliere și transformă împietrirea ei într-o inimă primitoare și generoasă față de toți frații și surorile, gata să facă loc celuilalt cu respect și dragoste. Vino, Duhule Sfânt, ia-ne de mână și călăuzește-ne pașii.
Dă-ne forță să răspundem iubirii lui Dumnezeu cu o iubire smerită, dar tandră și activă. Dornici să împărtășim durerile și bucurile celor care trăiesc lângă noi și să promovăm legăturile de fraternitate și solidaritate. Duhule Sfânt, izvorul iubirii, vino la noi să trăim iubirea ta. Duhule Sfânt, izvorul iubirii, vino la noi să trăim iubirea ta. Vino, Duhule Sfânt, fă-ne înțelepți și vigilenți. Ajută-ne să acordăm carității primul loc în alegerile noastre și în relațiile noastre, pentru a fi eliberați de orice gelozie și de orice răutate care amorțesc privirea și inima. Duhule Sfânt, izvorul iubirii, vino la noi să trăim iubirea ta. Duhule Sfânt, izvorul iubirii, vino la noi să trăim iubirea ta. Vino, Duhule Sfânt, trimite din cer o rază a luminii tale. Vino, Părinte al săracilor, vino, Dătătorule de daruri, vino, Lumină a inimii, Mângâietor perfect, dulce oaspete al sufletului, cea mai dulce ușurare, în oboseală odihnă, în căldură adăpost, în lacrimi mângâiere, o lumină prea binecuvântată, pătrunde inimile credincioșilor tăi. Fără puterea ta nu există nimic măreț în om, nimic fără vină. Spală ceea ce este murdar, udă ceea ce este uscat, vindecă ceea ce sângerează. Mișcă ceea ce este înțepenit, încălzește ceea ce este rece, întoarce ceea ce este rătăcit. Dăruiește-le credincioșilor tăi, care se încred numai în tine, darurile tale sfinte. Dă-ne virtute și răsplată, dă-ne moarte sfântă, dă-ne bucurie veșnică. Amin. Fierbinte, marea taină din altar, jertfa cea de mai înainte, facă loc la noul altar. Tatălui dați-ne chinare Oh.
le-ai dat lor pâine cerească, aleluia! Având în sine plăcere, aleluia! Să ne rugăm, Doamne Iisuse Hristoase, că ne-ai lăsat în acest sacrament minunată amintirea suferințelor, morții și învierii tale. Fă-ne, te rugăm, să cinstim astfel Sfântul Mister al trupului și sângelui tău, încât să simțim necontenit în noi roadele răscumpărării tale. Tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Peste noi a revărsat Domnul veșnica sa milostivire și adevărul Domnului va rămâne întotdeauna. Lăudați pe Domnul, neamurilor, lăudați-L toate popoarele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați pe Domnul, neamurilor, toate popoarele. Hosana, 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 să adorăm în veci preasfântul sacrament, să adorăm în veci preasfântul sacrament, să adorăm în veci preasfântul sacrament. Lăudați să fie Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Mulțumesc pentru prezență.
Și Dumnezeu să vă răsplătească pe tot acest moment de rugăciune la o oră mai târzie. Rugăciunea s-a sfârșit, mergem în pace, dar nu fugiți, să încheiem cu ultimul cântec.